Avem întâlnire în dimineața asta cu domnul și cu George. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Am zis bine, că plecăm bine. Și vin alții. Și acum, nu. Lipsește, în schimb, Delia, ca să vorbim despre gala premiilor muzicale Radio bună România. Bună dimineața! Ești Delia aici? Cred că am făcut gluma asta de 100 era de ori. Era dor de curata! Ți-era dor de curata? Ia de aici! Ce faceți, băieți? Bună seara, Ploiești! Nu e concert, da? Bine că ne-ai zis Buda pe... Aseară s-a zis. Nu știu, a fost în izvor aseară la Iacașa, la festivalul interetnic. Nu. Serios, a fost o trupă aseară care a repetat povestea Madonei. Știi că Madonna a spus bună seara Budapest. E, o trupă venită din Austria aseară a repetat povestea asta cu bună seara Budapest. E o chestiune care se poate întâmpla numai în izvor, bag de seamă. Oricum ei sunt, cum le spune, ruscaia, nu? Da. Și sunt de unde? Din Austria? Din Austria și cântă rusește. Da. E un județ din Rusia, nu? Am vrea noi. Două premii la gala premiilor muzicale Radio România pentru super piesa asta. Stai, să citesc. Și mai multe nominalizări zi. Doar două? Doar două anul ăsta. Mm-hmm. Noi suntem chiar recunoscători. A fost așa o seară chiar specială. Și prin faptul că ne-am revăzut cu o groază de colegi, evenimentul a fost foarte bine organizat. Eu, de exemplu, m-am zis chiar cu George. Da. Da. Am văzut. Băi, ce șanse ar fi erau ca să ne vedem noi. Să vă întâlniți în seara aia. Eu mă gândeam ce șanse ar fi fost să țină un speech George Călin la gala premiilor muzicale Radio România. Am vorbit 10 ani, mă apucam acum. Absolut nule. Deci nu erau șanse să ții un speech, dar uite că până la urmă s-a întâmplat. A fost un verde foi de speech. Cum a sunat speech-ul? Speech-ul a sunat așa. Mulțumesc. Se aude, da? Asta da. A fost începutul. Să se înregistreze. S-a înregistrat, să știi, dacă vrei, reluăm speech-ul de la gala premiilor. L-am redifuzat alaltă ieri. A fost așa, un silențiu de vreo jumătate de minut pe radio. Da, Doru de la o vreme tot insistă să mă facă să vorbesc. Dar nu, eu sunt anti... A intrat în post. Tef cu budist. Am intrat, în prost. Trebuie vorbește prin butoane. 2016 a început fabulos pentru voi cu piesa asta pe care o auzim noi acum și s-a continuat la fel până toamna fabulos. Târziu, până iarna de vreme și până toamna târziu. 2017 cum e până acum, până în mai? Până în primăvară târziu este foarte bine, uh-huh. Este un an fructos, uh-huh. Am scos fructoza din studio. Păi e sezonul, da? Așa? Deja avem două piese minim foarte bune. Da. Minim foarte. Și maxim minim foarte bune. Okay. Maxim extraordinar. Fabuloase. De bune, care trebuie să fie maxim vineri. Vreo 4. Da, așa. Ne-am propus în acest an să fim ceva mai productivi decât anul trecut, ne făcând rabat la calitate. Okay. No. Da, eu să mă gândesc, era o problemă. Noi în anii precedenți, deși lucram destul de mult în muzică, lucrați ca la carte în ceea ce privește lansările. Strategia, de ce să ne ferim, era, hai să nu scoatem piesă, că omorâm pe cealaltă, hai că... Aha. Știi, se... Noi suntem și atașați foarte mult de piese și am de ce să lasă piesa pe rând. De ce să omorâm copilul la cel cu altul? Cumva ăsta da. E feeling-ul, că știi, când ai prea mulți copii, uh-huh. Ai 10 copii, dar de ce să ai 10, când poți să ai 9, să le dedici da, mai mult dar timp? Dar nu poți să omori niciunul. Nu. Păi și atunci? Și nici să-i vinzi. De ce piese așa mai... Păi după ochi de copil, gura ta, deci toate chestiile, uh-huh. Părți ale corpului, am zis să facem și să compunem și piesa Cap de Bour, care ne va aduce cu siguranță un, okay. o consistență și financiară. Înțeleg, da. Decizia uh-huh. a fost a lui Doru, s-a tot uitat, oglindă? La mine și înțeleg, a zis, da. Știu, Cap de Bour. Bine, inițial a zis cap de Bour. Nu, inițial a zis Cap de Bour, dar după aia... Sesul mai românesc. Serios da. Acum ceva mai vesel, mai pentru la vară? Pentru ce? Pentru la vară. Pentru la vară. Pentru plajă, la Mamaia acolo, frumos. Facem ceva la frumos. Loft. Răzvan, pentru ce că lumea e atât de tristă? Serios, de ce e lumea atât de tristă? Am observat și eu chestia. Eu cred că totul se datorează modei vestimentare, care în ultima perioadă, cel puțin în cazul bărbaților, s-a dus înspre negru, gri, eventual un alt slim fit. Totul slim fit și uni. De ce au început băieții, am observat și eu, să ia ce al fetelor până la urmă? Băi, eu sper că nu și pe dedesubt. Nu, mă refeream la blugea slim fit, la...
pe aia la mod și eu. Păi și fetele nu sunt acum cu boyfriend, cu... Deci, ah, ok. Plictiseală. Înțeleg. Să mai lipsă de creativitate. Și diversitate. Și a luat nevasta mea acum niște haine largi, îți vine să... Sau nu-ți vine să... Nu știu eu ce cred că totul este din cauza faptului că nu mai citim, nu mai avem cultură generală și atunci se face kitsch în foarte multe domenii. Văd că 2017 e un an, așa cum spuneai tu. Cum ziceai că e? Prolific? Fructos. Nu am cuvinte din astea în vocabulariu. 2017 e un an agitat pentru ei, pentru că s-a apucat să scrie numai pentru trupa Deep Central. Mm. I-am mai auzit niște piese scrise pentru alți artiști. În afară de Zoli și Ioana, mai aveți pe listă ceva? Sincer, avem câteva surprize, să le zic. Așa, Beyoncé, numărul cât e pe listă? Nu e încă. Nu, ea e numărul 1 întotdeauna, orice ar fi, dar a luat încă număr nu e. De ordine, dar de fapt a luat doar număr. A luat un număr de ordine? Da. Bine. Mai zic de dezordine. De dezordine, bun. Cine a făcut textul la gura ta? Doru? Doru. Doru? Doru? Am înțeles că vei intra într-o antologie românească după, exact după Pe un picior de plai pe gură de rai, gura ta. Pe un picior de plai pe gură de rai. Și după aceea, ca unul, lasă. Și după aceea, gura ta. Și după aceea cred că o să intre și cap de băuri dacă o să fie gata la tine. Exact. Acolo la ochii de copil o să fie o dilemă, că nu știu, ochii la singular sau la plural. Dar în rest o rezolvăm. Da, spune-ne, cum ți-a venit ideea să pui titlul piesei chiar așa sec, gura ta? Eu când am văzut prima dată mailul în ianuarie anul trecut, când am primit mailul cu piesa asta, am zis: "Au lansat ăștia o înjurătură." Și am dat drumul la piesa Uși Pedelia, zi Pedelia, o știu, în sare de orice. Stai să mă, ai văzut ce cânt acum? Da. Du-te la tata. La tata. Care? Înțelegi? Eu o vedeam în stare să cânte cine știe ce, da, piesa e altceva. Altceva. Deci atunci te-ai gândit, mamă, că îmi pui o înjurătură pe o piesă frumoasă. Da. Nu, chiar și piesa sună bine. Nu, eu mă, de fapt, vă dau un mic secret, că tot e o pauză așa. Serios. Nu că nu mă hotărăsc ce să pun, dar tu poți să vorbești. În capul meu inițial se numea Vorba ta. Pentru că vorba n-are nimic, inițial n-a avut nicio conotație. Eu încă nu i-am dat conotații sexuale. Dimpotrivă. Mă ridică de jos vorba ta. Mă întoarce pe dos vorba ta. Imaginați-vă o ceartă, să știu. Băi, vorba și ta. De acolo era frumos. Dar vorba ta mi se părea Asta vreau să întreb, de ce n-a rămas așa? Prea, din altă zonă. Mai puțin muzicală, mai puțin Doru, la o ceartă nu-i poți spune tacă-ți vorba, tacă-ți gura. Ai văzut? Exact, da. Dar se mai zice tacă-ți vorba prin niște zone de pe aici, de pe în România. Se spune tacă-ți pleancă. Pleancă, a, pleancă ta. Mâncătoare. Deci, am înțeles că e și cu pliscu se poartă. Da, ciocul mic, noi suntem la putere. Asta era din mandatul trecut, era. Da. Cu, nu știu. Eu acolo am rămas cu informațiile de acolo ai rămas cu informațiile. Spune-ne, pentru 2017 ce urmează după ochii ăștia, ochii de copil, na. Păi nu ți-am zis capul de băur, dar bă, tu ai vorbit serios? Nu. Bine, urechea la girafă. Urechea lui girafă. Următorul single îl avem gata. Dar avem chiar și single-ul precedent gata, dependent. Da? Suntem destul de mulțumiți cu. Am văzut că e gata. Ne-am propus, nu mai umblăm la el. Ne-am propus cu dependentul. Merge foarte bine. Merge bine, da. Reacții foarte bune și în concerte lumea știe piesa cântă. Mai ales acum după ce oamenii s-au dus la mare, la grătare, știți voi? În vamă, da. Da, și i-ați făcut pe toți dependenți de mici. Da. De mici. Ok, de mare. Așa? Să continuăm. Deci ce urmează? Nu vreți să vom lansa, vom lansa. Stai puțin, mă zăpăciți. Vom lansa. Da. Nu știu dacă în premieră, dar vom lansa niște piese online. Online. Just online. Da. Aha. Și pentru că avem multe și foarte bune și foarte din punctul nostru de vedere. Adică o să faceți un fel de Eurovision al vostru, nu? Da, ne permitem. Așa? S-au adunat multe piese care nu și-au găsit locul în calendar, ca să zic așa. Da. Și pe doar le ascultăm doar noi. E păcat de ele.
Sunt piese care au potențial de single, la fel ca oricare din cele pe care le-am lansat până acum. Și puneți pe fan să voteze sau ce? Nu ne trebuie nicio confirmare, vrem doar să arătăm piesele. Dar de ce să nu scoatem un ban, fac eu licitația, eu iau biletele? Bine, așa, eventual. Da? Tu mereu licitezi câte ceva, domnul Bari. Cine împarte, parte și face. Da. Sau uite, facem altfel, le decupăm. Așa. Da. Și dăm 10 strofe, 5 refrene. Da. Și facem puzzle. Mm-hmm. Când scoateți prima piesă online? Pe, foarte curând. Pe canalul vostru de YouTube, da? După ce ne plătim internetul, imediat. Prima. Măi, asta nu aveți nelimitat? Ba da. Nu știu ce s-a întâmplat ieri. Că puteți merge pe RATB, să știți că o să introducă Wi-Fi. Da. Da. Deci puteți aplata primul single din tramvai, din 48. Era o întrebare. Wi-Fi? Eu azi am mers cu mașina în spatele unui autobuz și am văzut că mi-au intrat toate mail-urile. Ciudat. Bine că n-ai intrat și spatele autobuzului. Mail-uri. Da, văd că scrieți și pentru alții cum merge piesa cu Zoli și cu Ioan. Ați urmărit-o, așa? Sunteți mândri de ea? E o piesă care mie îmi place foarte mult, nouă ne place foarte mult. E o piesă care are reacții foarte bune și cred eu că vara asta o să ne cam plictisim de ea. Da. Și doresc. Ioana e o voce foarte bună. Proiectul lui Zoli e unul foarte serios, foarte consistent. Zoli la fel e o mână foarte bună. Spune-mi, Doru, ce șoteai cu George înainte de emisie, de a intra în emisie? Dar ce te interesează pe tine? Păi nu, stai puțin, că zicea ceva de un text. Uite, ți-am trimis textul. Tocmai a făcut Doru un text la o piesă pe care o producem. Trebuia să-l trimit acum vreo două zile. Așa. Bine. Eu am înțeles și greșit. Piesa avea în refren cuvântul arde. Și am trimis arde ca titlu. Și el a înțeles că arde subiect, în sensul că e foarte mare grabă. Incendiu sectorul 1. Și când ascult aseară că am găsit puțin timp pe la 23, zic, arde, stai mă că se refren. Dar și Doru, ca să vezi când a terminat Doru textul, pac, incendiu. Da. George, spunea Doru, măi, sunt acolo niște cuvinte care te... Nu, din sensul de irită, dar nu știu cum a zis. Care nu-ți plac, care nu... Care nu o să sune bine. Care sunt alea, cuvintele alea? Nu erau. De nu, dar ce cuvinte nu-ți plac ție? Nu că nu-i plac. Noi deja ne cunoaștem foarte bine și există cuvinte care nu sunt muzicale. Nu sună. Deja știm, da, fiecare la ce reacționează bine. De obicei, o înșiruire de consoane într-o silabă. Eu la asta m-am gândit. Mă, uite, băieții, există chimie între ei, adică deja se cunosc. Sunt atâția ani, da. Sunt mai mult de 10 ani de când producem împreună, e normal să știm. Practic, cuvinte greu de pronunțat. Până la urmă, da, și greu de ținut. Pronunțat și mai ales că noi în română avem euri, care sunt greu de evitat, dar de dorit. Știu că euri avem, știu. Eu l-am editat pe Smiley. Da. Hey! Apropo de Delia, ați văzut că i-a rezolvat. Ce se numea Smiley? A zis Topogan. Da. Delia, ai văzut, Răzvan, ai auzit. Da, a rezolvat, a zis Topogan. Foarte bine, bravo ei. Îmi place tare, maxim îmi place de Delia. Bine, voce, da. Vreau să te întreb ceva, George, înainte să ascultăm piesa Ochi de copil. E ochi sau ochi de copil, Doru? E un ochi sau ochi doi? De copil. Spune-mi, George, ce mai facem în Andriva? Bine, te-ai întrebat cu el? Da. Da? E bine. Deci, cum e? E bine. Merge treaba? Da. Uh-huh. Cu cine merge treaba acum? Merge. Chiar o să apară cu ceva ce nou acum. Una nouă. O voce nouă, așa cum a fost și data trecută cu Enely. George descoperă tot timpul. Dar nu e mai este Nu l-ai auzit tu pe Pavlica, l-am auzit eu. Este Nu știu că ne-a spus rând trecut că e. Aha, e. Și-a zis altceva, dar melodios, foarte frumos. La noi, discuțiile interne, numele de cod e MHM, că altfel e greu de... Auzim Deep Central, ochi de copil. Sau, da. Foarte scurtă paranteza, niște prieteni din Republica Moldova care zic MHM. MHM? Da. MHM. Cum îi cheamă? Pe tot Sergiu. Și Sergiu. Și Sergiu. Bine, auzim ochi de copil de la Deep Central. Revenim imediat în mâna dimineața. București, bine te-ai trezit! Cândva și-am ajuns fără să știu în fața ta. Ochii mi s-au întâlnit, două suflete pereche s-au găsit. Când nu știi care e calea ta,
la răscruce acum. Oare să cedez cum ți-am promis sau să iau pe interzis? Oare ochi de copil de la Deep Central. Cine era aici pe final? Mai mulți copii mi s-a părut așa, mai mulți copii. Am făcut, o chestie foarte interesantă când ne pregăteam să lansăm single-ul. Am avut o întâlnire la Casa de Discuri. Uh-huh. Și atunci ne-a venit ideea să-i adunăm pe toți de acolo și să înregistrăm partea aia de final. Cu vârste cuprinse între cât și cât? Cred că 25 și 50 de ani. 45, probabil. I-ați ajutat și pe cei de 40 plus? Bineînțeles. Da. Ai văzut, sunt vocile mai groase. Important e noi spiritul. Acceptăm pe toți, apoi când mixăm, îi dăm exact, mai jos. Îi dăm mai jos. Cu 5 decibeli de regulă. Cu 5 decibeli. Da. Când vă vedem în București în perioada imediat următoare? Mie mi-e dor să vă văd pe aici prin București. Nu v-am mai văzut în concert de foarte mult timp. Anul ăsta celălalt. Așa, o piesă la... Nu mă mulțumesc cu o piesă la sala radio. Nu, pe 12. Weekendul viitor vom fi în centru vechi, într-un club foarte așa. Unde se întâmplă asta? În centru vechi. Unde, mă? În ce club? Nu știu. Cum să nu știu? Mă duc. Și că să văd în agendă. Că mă duc. Vă așteptăm pe toți în Old City. Weekendul viitor vom avea concert. Bun. Da, cântați măcar o oră jumate, nu? Că... Două. Serios? De încălzire și... Trei reprize. O stau și mă gândesc la toată istoria trupei Deep Central. Deci voi sunteți pe piață de... Ha, stai să mă gândesc. De vreo 10-11 ani tot sunteți, nu? Exact. No. 10 ani. Gândește-te 90 ani. La... Noi în secunda asta nici măcar nu mai reușim să cântăm într-un concert normal toate single-urile noastre. Asta vreau să vă întreb. Voi ați adunat material pentru 2 ore, 2 ore și jumătate de concert? Aveți ce cânta? Eu zic că am avea ce cânta, da. Și se potrivește? Adică e up-to-date? Sau ați mai lucrat la ele? N-am lucrat, am preferat să lăsăm piesele așa cum le știe publicul, pentru că cred că acela e farmecul. Ar fi ciudat să auzi, adică s-a mai întâmplat niște remake-uri, dar să-l auzi pe Dan Spătaru cântând, nu știu, pe ce BPM și pe ce orchestrație foarte tropică. Așa. Fiecare piesă are farmecul cu ei și am încercat să-l păstrăm. Am făcut un... Multe dintre piese au de fapt niște versiuni pe care le cântăm doar în concerte, care nu există nicăieri, pe care nu le poți asculta în altă parte. Tocmai de asta. Este foarte bine abordarea, pentru că este foarte bună abordarea. Tocmai așa trageți oamenii la concert. De ce să mergi să-i ascult dacă cântă de pe disc, nu? Și este și mândria noastră să facem lucruri aparte acolo. Exact. Întrebarea asta e mai mult pentru Doru decât pentru George. Vreți să vorbim despre Eurovision? Da. Okay. Ce șansă dați piesele astea la Eurovision? Adică unde o vedeți? Într-un loc de la 1 la 10? Care e piesa?
Nu te face că ai zis că vrei să vorbim despre asta. Piesa despre da. Măi, eu ce să spun? Eu am participat acum 2 ani, m-am lăsat. Pentru că bine, n-am fost, am avut niște frustrări pe moment. Și dacă fie vorba între noi, scuză-mă că te întrerup, dacă anul trecut câștigai selecția națională Eurovision, tot te lăsai. Nu mă lăsau. Nu, păi cine te duce pe tine? Nu mergeai. Nu aveai bilet. Așa? Îmi cumpăram. Ok. Deci aici, în premieră mondială națională, vreau să afirm că găseam. Găseai? Găseam o... Plăteai tu datoria, nu? Da. Bun. Uh-huh. Frumos. Plăteam. Da. Cu niște clauze acolo. Așa. Și după aia cereai banii și înapoi. Și concuream. După care vedeam ce se întâmplă. Uite că se întâmplă. Adică mizai foarte mult pe piesa aia de anul trecut. Mai mizam. Nu mizam să câștig. Mizam să particip la un nivel cât mai ridicat. Ca piesa respectivă, așa cum am spus și în cazul pieselor noastre Deep Central, care au potențial și au un mesaj foarte frumos, să ajungă cât mai departe, să ajungă la cât mai multe, la cât mai multe urechi. Cât despre Iodelit? Mi se pare o piesă foarte ok. Da. Doar că îi lipsește, cred eu, credibilitatea, pentru că vine din România. Dacă oamenii nu asociază, oamenii care ascultă în Eurovisionul la nivelul ăsta european, dacă nu vor face asocierea între, bă, cine e ăștia și de unde vin și ce și cum, sunt șanse să avem, să zicem, sprijinul celor germano-saxono-celtici. Deci ești de acord? Dar pe de altă parte s-ar putea chiar tocmai ei să fie haterii, să zică, ia stați-mă un pic. Tu crezi că România de-a lungul timpului la Eurovision are o problemă de credibilitate? Nu cred că nici măcar de vorbim despre asta. Nu, la românii, și asta s-a dovedit, piesa trebuie să fie extrem de bună, extrem de bună ca să fim luați în calcul. Asta este, cred eu, cazul tuturor țărilor și nu numai în domeniul ăsta, nu în toate domeniile. Ca să poți să fii remarcat, trebuie efectiv să nu ai cum să fii dat la o parte din cauza nivelului calitativ și al prestației pe scenă. Și cred eu că toate trupele și momentele care au făcut succes la Eurovision, vorbesc de cele românești, sunt în această categorie. Bun, deci ești de acord că în loc de Iodelit trebuia să mergem cu un hăulit tradițional mioritic? Mai dacă ăsta făcea succes... Oh, yeah! Nu, că piesa inițială a fost scrisă pentru cei care au câștigat finala națională din Elveția, care 2 din 3 sunt români. Dar n-a fost să fie, au venit cu piesa târziu și au găsit în România. Deci, hăulit, nu? Zi, George, tu ești cu muzicale cu butonele. Mi se pare că hăulit este un titlu bun de piesă. Niște, da? Vreo 4 oi pe scenă și cei doi. Dar cu berbecii? Cei doi berbeci. Cu berbecii ce? N-ai văzut că berbecuții cu navele... Ai văzut ce furor se poartă tanga? Ai văzut ce e acolo, nu? Ai văzut ce furor fac prin Marea Neagră? Și ca să închem subiectul ăsta odată pentru totdeauna, subiectul Eurovision, sau poate până data viitoare, te întreb dacă te mai bate gândul și dacă ai mai accepta. Dacă ți-am mai spus exact în aceeași termen, dacă ar fi o super piesă în care eu cred foarte mult, n-am spus niciodată nu la lucruri de calitate. Ok. 2017 e și anul vostru, Deep Central, cu multe, multe piese și o să luați mai mult de 2 premii la anul la Gala Premiilor Muzicale Radio România, promis. Măi, eu aștept o promisiune acum. Nu stăm în premii, dar ne bucură orice feedback al muncii noastre. Uite, o să tot ce putem să-ți promit, să vă promitem, este că ne vom da silința să venim cu piese de cât mai bună calitate, piese în care chiar credem și care nouă ne fac pielea de găină. În de Andra, că și vouă vă vor face pielea el de cocoș. El zice că îi se face pielea de Andra. Așa zic. Serios, problema. Răzvan, acum, uite cum facem. Da. Anul viitor la preselecția, la selecția națională, da, o să facem așa. Mergem la casele de pariuri și o să introducem noi un pariu pe care noi îl plătim. La ce casă de pariuri vrei să mergem? La toate, la toate. Deci la Universal și la Global Records și la Cat Music și la Roton. Și o să punem așa. Câte trofee o să câștige Deep Central anul acesta? Și o să punem de la 3 în sus. 3 și cerul de 3 și cerbul de aur. Cu piesa să fie cap de băur. Berbecul de aur. Că dacă câștigă al noștri Eurovisionul, Doamne ajută. Nu cu berbecii, că s-ar putea să deranjezi pe cineva. Ai văzut cum a fost cu nava aia? Ai văzut cu eu mi-asum. Da? Bine, că poate au și armată terestră. Forțele navale. Eu cred că de fapt pirații erau berbeci.
Băi, îți mulțumim tare mult că ne-ați vizitat în dimineața asta. Noi vrea să mai stăm, dar... Na. Mai stăm, dacă vrei. Dar nu on air. Dar dai... Răzvan, mergem noi, lăsăm să dea știrile. Ok? Aolo, nu, că sunt din ala cu nenorociri. Știrile sunt numai cu nenorociri din ce am văzut azi. Păi nu, Lodoro îi plac, nu? Lodoro, nu-i. Nenorocirile, nu? Nenorocirile, nu? Nu. Numai chestiile... Care este ultima știre care ți-a atras atenția așa la televiziune sau la radio? Asta cu flăcările acum, cu incendiu. A, din sectorul 1, din Chitila. Nu, cu șoimului. S-a dat șoimul, e în Chitila, în sectorul 1. De acolo. Și că nu e la mine în sector. Ok, bun. I don't care. Bine, mulțumim băieți, multă baftă, să aveți o vară frumoasă. Și mulțumim de invitație. Și așteptăm să ne dați un semn în momentul în care faceți chestiunea aceea online, da? Exclusiv online. Toată vara cred că o să fie feed-ul plin de Deep Central. Neața București. Bună dimineața, București, se oprește aici. Ne reauzim și mâine dimineața la aceeași oră, 6:30. Răzvan, Petre și Lau Fărbarii vă doresc o zi perfectă și plină de zâmbete. Bye, bye, bye. Răzvan și Bari joacă la dublu în Bună dimineața, București. BFM, cu puteri sporite.